Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CSGO Danger Zone Hacking. Jucăm aici alături de Shadow și de Claudiu. Ziceți și voi ceva, manilor. Hai, salutare. Ce ratați că e, bă, băieți, speră să facem un rank up, pentru că știți că pe Danger Zone după fiecare win de obicei se dă rank up. Era să zic să dai tu start cu aia. Am uitat că eu sunt liderul la lobby, ca să se înțeleagă șmecheria. Bă, fraților, dați și voi acolo neapărat un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Nu uitați să dați și un subscribe, pentru că la 70.000 de abonați vine un live forță de 12 ore. Și uite, bă, că ne-a găsit match în 15 secunde. Hai, în 15 secunde. Na, ne-a dat confirm și atât. A fost, ne-a făcut așa pe la bot, ești nebun la cap. Ce zici, Shadow, câștigăm meciul ăsta? Evident. Evident. Ce rank ai pe Danger Zone? 0, ești nebun, n-ai jucat. Am rank. N-ai rank pe Danger Zone. Am 3-1 win, cred. Nu. Unde ești, mă? Eu nici nu te văd în lista asta, frotiuca, aici. De win-urile. Eu cred că n-ai jucat deloc Danger Zone cu aia. Cred că ai jucat Visai. Am un match, un punct. Na, un match. Păi mai trebuie vreo 5 meciuri, 3 ziar ca să-ți dea rank-ul ăla, că... mai ai ceva de jucat. Deci de bun, băi, hai să trecem la meci și să sperăm că nu dăm de spin-butări sau chestii de genul. Ia zi, manule, unde ne dropăm, frătiucule? Hai acolo la turist. Nici nu ți-am întrebat unde ne dropăm, dar tot eu am decis unde ne dropăm. Ești nebun la cam, nu ți-am dat niciun drept. Eu la tine, te-ai dus acolo la Water Tower, ești nebun la cap, ești tu prou de tot. Bă, frate, fii atent aici. Știi care e tactica mea pe Danger Zone, nu? Da, frate, dai. Ia zi, dracu, nu mă urmărești, frate, gata, dislike, hai că dislike dacă e ceva. Da, bă, frate, fente, ești tactica mea e să iei cât mai... M-auzi, mă, cu aia, că s-auzi un sunet ciudat. M-auzi, da, mă? Te aud. A, ți-ai închis microfonul, în fine. Mi s-a părut că mi-au pocnit mie căștile cu aici, m-a speriat să mă bată data. Fii atent, tactica mea e așa, iei cât de mult lot poți, nu cumperi nimic. Și când ai bani de scout, cumperi scout și cutii de alea cu gloanțe. Și atunci ai rupem pe băieți cu scout aici, nebun, ai înțeles ce am vrut să spun, frătiuc? Da, manule. Gata, frate, suntem bazați, ești nebun la cap. Eu nu văd loot-ul deloc cu aia. A, chiar tu nici n-ai cod, eu acum am... Bă, tu n-ai cod? Nu. Mamă, păi atunci nu se aplică regula aia, că regula aia o aplic doar dacă sunt cu un prieten cu o dată. Atunci iadem cum facem cu aia. Tot ce dai, ai tu, dacă dai de armă, îmi dai mie, frătiu. Asta e tactica când joci cu un prieten care n-are coduri. Să știi, de pe acum ești nebun. Îți dau incendiară. Na, hai să găsim pistol ceva. Bă, dar nu, uite, niște bani. Chiar. Dacă vezi, dacă nu uita, dacă faci rost de bani și ai de armă, să-mi zici că uite, îi văd pe ăștia deja pe aici cu pistoale, cu astea. CS75 de ăsta. Ce ai bani? Dă un CS275. Ia, cumpără-l repede. Și hai să-l batem pe ăsta, că eu nu aici. Hai să-l batem repede, până nu găsește prostul ceva, că e cu pumnii. Hai repede. Hai, mă, frătiucule, vine cu asta, îți dau două serve în mufă. Hai. Hai, frătiuc. Băi, nu pot să-l nimeresc. Ce pui mi, mă, bate-l. Bă, am avut lag, ești prost. Gata, e mort prostul. Bravo, mă, și au zburat și bani din el. Bine. Hai să-ți vină drona aici, nebun la cap, că dacă nu vine drona... Stai să dau și o sensibilitate asta mai mare, că... Ce? Uite un cer. A, da, gata, manule. Hai să mergem acum pe ei. Dăm raj, hai să-mi dau și eu medic și atul ăsta. Păi, coaie, nu te mai mișca, că zboară drona toate părțile. Gata, frate. Mamă, 12 gloanțe am. Cu astea 12 gloanțe trebuie eu să omor un om. Uite că le vă pun cu SP-ul. Bă, ai grijă, că e turetă. Nu e niciun ăla, e o turetă, coaie. Mamă, unul are. Gata, bă, frate. Ia uite-l ce are omul ăla meu, un nume GameSense, coaie. Dacă nu facem rost urgent, rău de tot, urgent, rău de tot, bă, băiatule de... Mamă, ce am dat ăla ăsta, ești nebun. Trebuie să facem, stai, dă-mi eu SP-ul și îți dau CS-ul, că e mai bun SP-ul. Mamă, dacă nu facem rost urgent de scout, s-a terminat șmecheria pentru noi. Aoleu, ia dă-mi microfonul, mă, bine? Da. Bine, manule, Fenta, aici trebuie să facem rost urgent de scout. Pastrează orice ban, nu cumperi absolut nimic, pentru că am văzut unul care are game sense în nume și cel mai probabil dă rage. Și o să ne luăm tapuri dacă nu scăpăm de el. Și cu scout-ul e cea mai ușoară metodă să scăpăm de el, așa că... Da, avem decât să strângem 3000 și ceva, cât costă scout, ia să vedem. 3250 trebuie să strângem, frătiu, ca să putem să-l omorâm pe băiatul ăla cu game sense. Vezi că ai armura acolo în dreapta mea. Nu intra în casă, vezi acolo în dreapta ai armura, că eu am deja. Ție am găsit-o, am găsit-o. Eu uite pe bulangiu ăsta, vrea să te atace de sus. Da, futu-s gura, măti, mamă, ce am făcut, ești nebun la cap. Uite că am găsit și o armură numai bine. Vezi, frate, în viață când cineva îți dă un dar, primești și tu înapoi, frate. Uite, eu ți-am dăruit armura aia. Ce, mă, ai comandat ceva sau e arma altuia? Nu. What? E altuia. Cred că am comandat eu din greșeală, coaie. Uite, mi-a adus un MP5 SD de ăsta fără niciun motiv. Ia-l încoa, vino încoa, uite MP5 SD de ăsta, ia-l. Mi l-a adus fără motiv, ești nebun la cap, n-am făcut absolut nimic și mi l-a adus. Hai că trebuie să mai omorâm urgent oameni ca să le luăm banii, că dacă vine la cu game sense-ul și n-avem scout, am delisul e cioaică, așa măcar îl omorâm repede, uite ăsta repede pe bizon. Ia uite-l cu aia pe ăla, tu zgura mă, cred că ăsta e cu aia, cred că ăsta e cu pe bizonul. Da, ăla, hai repede. Hai pe el. Hai, vezi că e acolo. Ai grijă care are mare cod, ai grijă mare. Ce mai e, și prietenul tău? Da, cred. Hai repede care are mare cod, îl văd după ce banii hap face care are mare cod. Ok, am dat mare cap. Vezi, ai grijă că s-a trage și prin perete. Uaaaaai, ce l-am luat, vezi că mai e cu echipierul lui aici. E cu echipierul lui aici, hai să-l omorâm.
Mamă, uite-l și pe ăla, cred că și el are coduri, coaie. Cred că și el are coduri. Vezi, ai grijă că are sold off, ai grijă, ai grijă, ai grijă, brother, ai grijă, ai grijă, gata. Ah, băga mi-aș piciorul și-a dat ăla cu game sensor, respawn, fain că mă duc direct la el, băga mi-aș picioarele în morții lui și în răniții lui. Hai, brodere, dă-ți respawn, unde ești? Nu ești, brodere. Ce-a făcut, mă? Ia uite, la cum aș da. A, tu ești ăsta. Coaie, și unde e ăla cu game sensor atunci? Băi, eu înțeleg, ăla și-a dat redeploy, dar ăla cu game sensor unde e, frătiuc? Vezi, dacă mai zbam pe aici, lasă-mi mie. Gata, l-am văzut. Cred că și-a dat respawn prost. Hai repede să luăm tot ce e aici. Uite niște bănuți. Uite bani pe lângă culo. Da, 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 da. Hai că iau repede. Da, cred că îl văd pe ăla. Hai, 3750. Gata, frătiuc. Gata, frătiuc. Ai 1000? Ai 1000? Sau cât ai? Cât ai? Am 1250. Ia comandă de aia de gloanțe, te rog eu mult de tot. Și vezi că ți-am dropat aici un pe 90 dacă ai nevoie. Comandă de aia de gloanțe că trebuie să-mi vine și gata. Mie SSG-ul. Gata, manule. Mersi mult de tot. Hai, mă, că-i câștigat. E ca și câștigat. Poți să-l consider câștigat meci ăsta, frătiuc. Este un meci câștigat, manule. Hai, repede să ne vină și lootul. Păi da, ce drept, oi că-s doi aici, nu mai bine scăpăm și de ei, sperăm să n-aibă coduri totuși. Nu știu dacă să mirosesc gloanțele, vezi că-s doi în casa asta, ai mare, mare grijă. Da, nu, eu luam pe zonă. Bine, manule, hai să vedem ea. Am 12 gloanțe, ia mă, că două gloanțe mi-a să-i omor, nu? Sau? Sper să nu-i ratez, că dacă am mirosit gloanțele și vine cu o dată ăla după noi, am belit pulicioaica. Hai mă, o, da. Doamne, uite cu aia, se blochează drona în copac. Ia uite mă. Bă, mi s-a, bă, trage, așa, aia zic, aia zic. Mi se blocase drona în copac. Ce joc să mă bată data, se blochează drona. Vezi că vine ăștia, vezi că vine ăștia pe noi, coaie. Bă, dar de unde știau ei că noi suntem aici? La, i-am dat miss. Unul mort, ai grijă, ai grijă, băie, brodere, băie, brodere. Lasă că poți să te respawnezi, nu-i problemă. Ai grijă să nu mor după aia, că nu mai poți să te respawnezi, că atunci ai beleaua maximă, ești nebun. Hai, că am luat și bani, ai de toate aici, în orice caz, ai la loot, de, n-ai ce să faci cu tot lootul ăsta, ești nebun la cap. Eu ți-am luat doar bani, manule, în caz de mai trebuie să-mi cumpăr ceva. Are să știi că arme, gloanțe, ai de toate aici. Ai tot ce trebuie și ce nu trebuie. Uite-l pe ăla, îl văd iară pe ăla. Hai că mă duc pe el cu aia, că nu mai mă zgârie pe creier, doar că știu că e în viață. Sau? Ai de capul meu, e în cealaltă parte a hărții. Hai că mă duc pe el, care are doar pe 2000. Dacă pune. M-am spamat pe drum. Spate, spatele meu, spatele meu. Fix de unde vin eu acolo, dă-te și azgloanțele, stai liniștit că oricum momentan poți să zai redeploy, deci nu e problemă. Vreau să-l omor pe ăla cu game sense, nume că mă zgârie pe creier efectiv. Tai, capul meu. Când văd doar că are game sense și parcă îl văd acum cu scout-ul în mână, că parcă nici cred că mă mai joc, ești nebun, mama are tableta în mână. Și văd câteva drone care se duc după el. Vai de capul meu, am belisul licioica. Și trage și, ia uite-l pe ăla ce. Ha ha ha, enemy squad eliminated, l-am rupt. L-am rupt. Easy. Stai că nu e ăla, stai că nu e ăla cu game sense-ul. Easy ca easy, doar nici nu mai găsesc. Easy ca easy, da, mamă, să mor tu. Aoleu, altă dronă, altă dronă, auzi la mine, altă turetă de aia retardată. Da, mă, frate, eu că mă duc eu acum și-l omor pe băiatul game sense și după ce să mai, ce vorbești? Uite-l ce bani hap face. Tu-ți copilul, mă, și are doar pe 2000. Stai să vezi ce fac acum, că eu am SSG, are doar pe 2000 prostul. Și mai are și game sense în nume și și bătaie. Da, eu sunt afară zonă. Ultimul no namer, să mă bată, dacă eu fac target la ăla, n-am cum să nu-i fac target când are game sense în nume. Da, am făcut că e în patra. Ai grijă, brodere, că imediat cred că nu se mai pot respawna. Nu-mi zic că și Rusna acolo are cu, că am văzut că Adam are cap. Nu, are tableta în mână prostul. Fie... A, are Pepe Bizon. Băi, băiatul Pepe Bizon. Băi, frătiu cu Pepe Bizon. Mamă, câța. Bă, ăsta e omorât pe jumate. Mamă, e toată zona asta e goală și e numai el aici, nebun la cap. Hai, brodere. Hai, brodărini. Hai, brodărini. Nu! Bă, mamă, de unde tragi? Mamă, ce era să mă spargă, să-mi bag picioarele? Ce era să mă cred spargă? Cred că are cod. Da, care are asta? Cu, că sau ăla Rusnac. E Rusnac are cod? Nu știu, dar mi-am luat hit în perete, nu știu la ce. Mamă, brother, vezi că a sărit în aer Rusnac acolo. I-am dat hit, i-am dat hit. Bine, 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 bine. Ai grijă, ai grijă, brother. Vezi că e rău HP. Vine din ceruri. Da, păi Rusnac acolo. Ăla ți-a dat hit, ăla ți-a dat hit prin perete? Da, 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 ăla mă. Da, vezi că la joacă și bine, brother. Vezi că a sărit la 1000 milion de metri în aer. Cu echipierul lui e mort și imediat moare și el. Hai, frătiucule, hai, dăm pic. Dar dăm pic, frătiucule, hai. Hai, dăm pic, frătiucule. Hai, dăm pic. Hai, dăm pic. Hai, dăm pic. Hai, un pic frumos. Nu! Nu, m-am omorât pe mine cu aici, nebun la cap. Chiar avea cod? Oare chiar avea cod? Stai că-s curios dacă avea cod, e curios de moarte dacă avea cod. Bă, măcar am luat locul 2, frate, vezi, partea bună, cred că luăm re-n cap. Sau s-ar putea la următorul meci să-mi dăm re-n cap. Dar oricum, locul 2 nu-i deloc rău, vezi că-s latră câinii, trăiți iar familia. Cu aia se... s-au luat câinii la bătaie în curte, ce-ai făcut? Cum dau? Ia, esc. Gata, mă, frate, ia să vedem. Am luat și ore în cap, locul 2. Băi, n-am mai apucat să mă uit. Ia să vedem, mă, frate. Nu știu ce să zic, omul cred că juca și bine, dar n-am luat ore în cap, manule. Hai să-i dăm play again. Disconnect-ul play again, with your party. Pe ce? A, de ce ai ieșit, manule? Ți-ai să nu ieși, bă, manule, bă. Hai, mă, frate, aia e. Ești mai prost, intrăm aici, dă-i star, manule. Hai să vedem, bă, băieți, al doilea meci, pe primul meci am ieșit pe locul 2. Aia, am fost mai proști decât rusul ăla. Ce dracu să facem acum? Meci mai prost, da. Mă așteptam la un rank up totuși, că știu că pe... Nu, de fapt pe Danger Zone cred că doar dacă ai win-ul îți dă rank up direct. Dacă nu iei win, îți dă acolo niște XP și mai trebuie să faci un loc, un match pe locul 2 sau win ca să-ți dea rank up. Deci ăsta următorul ar trebui să fie match de rank up, așa după calculele mele, bă, băieți. Acum hai să vedem. Ia uite-l cu aia. Băi, coaie! No! Pula mea!
Doamne, coaie, ulti, băi, coaie. Bă, băieți, meciul trecut a fost un meci de rage quit. Hai la turist acolo până le explic eu la băieți. Bă, băieți, meciul trecut a fost un meci cu rage quit. Adică m-am enervat un pic că m-a omorât acolo un băiat, dar totuși am luat în cap. Am The Howling Alpha sau ce am acum să mă bată tata? Nu, hai că am The Howling Alpha. Ce am cu aia acum să mă bată tata? Ai ăla Hunter Fox Elite. Da, Hunter Fox Elite, mai așa cum se numește, să-mi bat picioarele. Nu știu, n-am nicio treabă cu rancurile astea de pe Danger Zone, băieți, să se înțeleagă. Am luat Hunter Fox Elite, bă, băieți, dacă câștigăm meciul ăsta, știi că dacă câștigăm meciul ăsta pe locul 1, șanse să iau Ember Fox sau ăla cum se numește, Ember Wolf. Sau Timber, Timber, nu, Timber Wolf. Da, da, Timber Wolf. Sunt șase, se iau dacă câștigăm meciul ăsta, brother, așa că hai să punem osul la treabă. Adică hai, da. Eu să-l pun cel puțin, ești nebun la cap, că eu cu codul ai, că dacă dăm decodați nu prea e ce să faci tu, știi? Dar măcar eu să pun osul la treabă, ești nebun la cap și dacă pic pe casa asta, deci dacă pic pe casa, fie, pe lângă. Nu că am picat pe lângă, eu am picat unde nu-i loot deloc cu aia, m-am dropat în cel mai prost loc din lume, de posibil, în istoria asta. Să-mi spui dacă faci rost de armă, neapărat că ăștia cred că deja au și făcut rost de arme și nu-i bine deloc, ești nebun. Am spus dacă ai făcut rost de un orice și da, CZ pe 2000 orice. Ah, da, am bani de CZ, fain. Ah, bani de 5-7, gata, brother, mi-am luat 5-7, nici de bun la cap. Mi-am luat 5-7 și aici am un squad de 2 pe care vreau să-i rup în două. Poftim? Eu găsesc bani, nu găsesc carne. Găsește bani, manule, îți bun și banii, că îi luăm glanțe de aici sau scout sau puii mei. Oricum, meciul ăsta o să vreau să joc un pic mai așa, nu vreau să bag scout-ul și toate alea, că ați văzut ce s-a întâmplat când mi-am luat scout. Am luat rank up, nu pot să mă plâng, dar bă, băieți, eu vreau rank up în fiecare meci, nu rank up o dată la 3 meciuri, știți ce zic? Hai să vină repede aici nebunia aia de scout sau ce dracu mi-a comandat. Hai că scout mi-a comandat. Hai mă, brodere, sară, le iau din aer. Gata, brodere, n-am luat din aer 40 de gloanțe pe exact cum trebuie, cum se spune. Uite, ăla are pe 9. Oh, are 1 pe 90, hai brodere. Hai brodere, Bobo. Ia uite-l coaie. Ce mă știe copilul ăsta? Coaie, ce era să mă moare copilul ăsta? Ah, ba nu, ăla e fina mic, ești nebun la cap. Ăștia doi nu se, ia uite-l coaie pe ăla. Ăla m-a lăsat. Enemy scu- what? Și atunci de ce a tras ăsta? Ce? What the fuck? Ce? Da, du-l squad wipe. A, știu, nu, ideea e că a venit unul cu P90-ul, a tras în ăla, i-am omorât pe amândoi și am dat squad wipe. Deci erau din aceeași echipă. Păi și de ce dracu a tras cu P90-ul în el atunci? What the fuck? În fine, bă, băieți, se mai întâmplă și nenorociri de astea. Bine că am găsit și gloanțe, nu mai am nevoie să-mi comand gloanțe. Am 1700. Nu, am ceva? Adică poți să ții ție ceva, eu n-am nevoie momentan, brother, hai să băgăm și un hellshot ca să avem viața full. Și eu zic să mergem încet, eu cred că cu P90 o să joc tot meciul cu aia, că e prea riscant. Bine, nu e prea riscant cu scout-ul, că dacă și-a altul scout și are poziție bună și e tâc, poate să ne rupă, dar ideea e că... Mamă, Hex King, uite cum îl cheamă pe ăla, Hex King, ăla e 100% legit, frate, zic eu că n-are coduri, zic eu că e 100% legit, brodere. Hai că, da, uite, vă pe doi aici, unul are Mag 10, care ar putea fi arma ta, și unul are săracul pumnic, nebun la cap, n-are nimic omul meu. Stai că trebuie să aștept comanda. A, păi poți să vii, oricum aia te urmărește drona, până nu ți-o dropează și eu te urmărește în continuu, frate. Nu-i problemă de război. E problemă de problemă aici, nebun la cap, uite-l pe ăsta ce mă așteaptă, futu-s copilul mătii să-ți fut azi și mine, brodere, te-am luat. Ce m-a așteptat prostul, cred că aveam areol, hai la mine. Ce m-a așteptat, am dat încă un squad, brodere. Hai mă, brodere, că meciul ăsta e a nostru, n-are cum să nu fie a nostru, ești nebun la cap, am și armură 100%. Dar că am trebuit să-mi comand și eu două emo boxuri pentru P90-ul ăsta. Nu mai stau cu scout, e prea OP P90-ul cu aia de la apropiere. Când îi aștept spunit după prete, e prea OP. Și majoritatea codaților pe Danger Zone dau rush pe tine, nu se așteptă să dea rush. Adică asta făceam și eu înainte să-mi iau bătaie fiecare meci. Unul mort, fie antenă, mi-scoat de eliminator. Squad wipe. Da. Și le iau și pe ăla. Ah, băgam iar s-a retras prostul, lasă că nu-i problemă, nu-i grabă. E unul acolo pe insula aia cu Nova, te duci tu, care are 18 și nu cred că are hellshot. Are 18, frate, și nu cred că are cod. Și are și Nova. Și dacă ar avea cod de la distanță, n-are ce să-ți facă, deci poți să te duci rași pe el. Du-te pe podul ăla, manu. Punești un check. Uite cum îl puneam, de pe rotiță, așa, uite acolo, frate. Îl vezi? Aha. Acolo. Hai, brodere, că mi-au venit cu omenzile. M-a invitat Cadillac Owner să jucăm, dar el nu știe că eu sunt aici în Danger Zone. Dăm mare tryhard pe Danger Zone, băieți. Mamă, dar a venit zona, oricum îl rupe zona. Sau a luat-o pe sub pământ, nici știu ce dracu a făcut. A dispărut efectiv. Am găsit ciocănașul. Ce ciocănaș ai găsit, nebunule? Glumesc, manule. Bă, eu îi văd așa. Mamă, sunt foarte mulți grupați câte doi, ceea ce e o chestie special. Mamă, am găsit mare vault aici. Poți să-l desfac oare? A, trebuie cu EU, bănuiesc. Da, exact că trebuie cu EU, dar nu m-am gândit. Ăla plecă. You are within the blast. Nu să fiu. Vezi că am găsit un safe aici și l-am, mamă, tot. Vezi, fugi. L-ai bubuit, nu? Da, l-am bubuit și îmi zice că you are within the blast radius, să-mi pui mei radius și mamă, e unul acolo cu pumni. Fii atent ce moare prostul ăla. Până mamă, l-aș ia loot, fiindcă acum fuge și prostul și vine fix la noi. Deci ori moare de la bombă, ori moare din cauza noastră. Na, l-a lăsat la HP și l-am omorât eu acum. Dar l-a lăsat oricum la HP aici, nebun la că mai avea 20. Hai să vedem repede ce era în safe-ul ăla, chiar-s curios. Dacă nu era nimic, îmi bat picioarele. Oh, erau bani. Păi da, bineînțeles, las că luăm banii, frătiuc. 1550 am. Las că e bine.
Sper că nu și-a luat nimeni cu aia scout, că dacă își ăștia scout și câștigă meciul cu scout și eu am pierdut 3 meciuri la rând cu scout. Mă rog, pierdut. Vorba bine, pierdut, că tot trei în cap am luat, dar eu dacă nu sunt pe locul 1, nu-l văd meci câștigat, băieți. Deci nu-l văd meci câștigat dacă nu iau locul 1, băieți. Eu sunt numai locul 1 și mai sunt 5 în viață. Deci ăsta cred că e un win, frate. Ce părere ai? Că după 4 meciuri îi faceți, nu e un win. Hai că ăștia-s morți. Mamă, vezi că stau cam așa aici, nebun la cap. Unul mort. L-am văzut. Doi morți. Bine, mă, băiatule, enemy squad eliminated. Ia, ce vrei de aici, frate? Eu n-am nevoie. Așa, un pic așa de pe aici. Ciordezi bani. Ia, ciordește, frate, tot ce vrei tu, manule. Uite, vezi că mai sunt doi aici, a? Care sunt tot așa grupați și cred că nu au nimic. Unul are spinner în mână, tech 9, UMP. Hai ca arme praf. Hai vino cu asta, îi lichidești pe băieții ăștia. Nu. Vezi că s-ar putea să aibă ceva. Vezi că s-ar putea să aibă ceva, că l-am cam văzut că mi-a dat pic și nu mă prea știa și n-am tras. Mamă, what? Ce dracu face? Era pe scară? Gata, mă, băiatule, scoate eliminată. Ce vorbești? Un inamic a mai rămas cu aia. Un inamic a mai rămas, zici, nebun. Meciul ăsta au fost zero. Hai pe el, hai pe el, unde-i? Uite-l și văd, are pe 90 ca mine. Să vezi că ăla e mare codat și ne rupe pe amândoi cu aici câștigă. Cum ar fi? Ce ar mai fi? Dau uninstall. Bă, dar oare la Danger Zone are relevanță câte kill-uri faci? Nu știu dacă te-a mai întrebat chestia asta. Na, nu cred. Mamă, păi așa îl iau punul și măcar cu spin-ul cu aia și fac The Howling Alpha și gata, frate. Ce naiba, așa am terminat seria. Decât să stau eu să mă chinui ca fraierul să fac rancul. Hai pe el repede, că n-are ce să ne fac oricum, suntem doi. Și dacă mă moară pe mine, tot la fiu și Leitu sau Ivers. Deci n-are nicio șansă, ești nebun. Deși am eu chestia. Unde? E aici, în casă, frate, ai după mine. De fapt nu e în casă, e după casă, dar totul n-ai, că dacă deschidem aici ușa l-am spart. Și a comandat prostul ceva. Hai mă, frătiucule, ți-ai comandat ceva pentru ultimele tale clipe de viață? Oh, GG, manule, zeu! Hai să vedem ceva, mă, ce poza are de mare copyright ce mi-au acum să mă bată tata, mare demonetizare ce mi-au. Hai să vedem, bă, băi, să dămesc eu, nu mai are răbdare dacă să vedem. Am luat Ember Wolf, frate! Ember Wolf! Ai văzut, mă, frate, ți-ai zis că dacă câștigăm meci o să iau în cap? Bă, băiatule, bă, ce vorbești, mă, cu mine? Ce vorbești cu mine? Ne apropiem cât mai tare, bă, băieți, de The Howling Alpha. Mamă, ce fain arată, mamă, ce tapi am dat să mă bată tata, n-a știut de unde l-a lovit, bă, băieți. Bă, ce starting match? Cancel. Dădea starting match cu aici, nebun la cap. Bă, fraților, cam atât cu acest episod. Am făcut de la Hunter Fox 3 la Ember Wolf. Bă, Ember, nu-i Timber, ești prost? LOL. Am luat două ore, bă, da, am Ember Wolf, coaie, trebuia să iau Timber Wolf. Mi-a dat două ore în capuri într-un meci, ești nebun la cap. Bă, fraților, cred că dacă mai câștig două meciuri, fac The Howling, de 3000 de like-uri pentru asta. Nebun la cap, 3000 de like-uri, bă, băieți, pentru chestia asta. Nu uitați acolo să dați un like, neapărat, dați un subscribe pentru că la 70.000 de abonați facem mare live de 12 ore. Zici și tu ceva, manule, așa ca de încheiere. Ha, porno. Hai, dați like și paie. Like și paie, bă, băieți, și subscribe, nu uita, bă. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.